Am revenit, parada militară de ziua națională vine la pachet și cu restricții de circulație în capitală. Iar Brigada Rutieră București a impus restricții pe arterele din jurul pieței Arcului de Triumf. Așadar, haideți să vedem împreună care sunt străzile pe care nu se circulă și care sunt variantele ocolitoare. Colegii mei, dacă mă ajută cu cartoanele aici în UOL, să le și vedem. Așadar, iată, restricții rutiere până la ora 14:30 în capitală, pe benzile prima, a doua și a treia în piața Arcul de Triumf, pe sensul dinspre piața Presei Libere către piața Victoriei. De asemenea, pe strada Alexandru Constantinescu de la Arcul de Triumf până la Bulevardul Mărăști, pe ambele sensuri de mers. Breta de circulație care face legătura între Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu și șoseaua Kiselev, de asemenea, spațiul interzis circulației dispus în spatele Arcului de Triumf între Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu și Bulevardul Mareșal Constantin Prezan. Ei bine, toate aceste restricții de circulație vin pentru că, pe de-o parte, știm că este această paradă, dar ne uităm că ele țin până la ora 14:30, pentru că, desigur, trebuie și eliberat spațiul acolo unde sunt montate toate cele necesare pentru parada de astăzi, inclusiv tribuna oficială în care stau oficialitățile. Așadar, mai departe, pe șoseaua Kiselev nu se circulă astăzi, pe străzile adiacente, mai exact șosele Kiselev, dintre piața Victoriei, piața Arcul de Triumf și piața Presei Libere, de asemenea pe strada Alexandru Constantinescu între Bulevardul Mărăști și piața Arcul de Triumf și pe Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu între Bulevardul Mărăști și piața Arcul de Triumf, potrivit informațiilor puse la dispoziție de către Brigada Rutieră București. Hai să vedem, Gabi, și rutele ocolitoare, pentru că trebuie să le arătăm celor care ne urmăresc și soluții. Este foarte important astăzi, dacă aveți drum prin capitală și nu vă îndreptați spre paradă, să vă înarmați cu foarte multă răbdare. Acestea sunt rutele ocolitoare recomandate de polițiștii de la Brigada Rutieră. Pe șoseaua București-Ploiești, piața Presei Libere, piața Mondreal, Bulevardul Mărăști, strada Turda, Bulevardul Ion Mihalache, piața Victoriei. O altă variantă ocolitoare este șoseaua București-Ploiești, piața Presei Libere, piața Mondreal, Bulevardul Mărăști, strada Turda, podul Grand sau piața Victoriei, Bulevardul Aviatorilor, Bulevardul Nicolae Caranfil, Bulevardul Aerogării sau și șoseaua București-Ploiești. De asemenea, șoseaua Ștefan cel Mare, strada Barbu Văcărescu, Bulevardul Aerogării, șoseaua București-Ploiești, însă știm, bineînțeles, că cei mai mulți dintre bucureșteni au plecat în mini-vacanța de 1 decembrie, așa că sunt slabe șanse ca cei care au rămas în capitală să aibă foarte multe dificultăți, pentru că vor avea acele rute ocolitoare. Ne uităm puțin pe iată, bulevardele din București, cartă. Gabi, sunt goale la această oră, vedem. Aproape goale, aproape. Pentru că vedem că sunt nimic totuși roșu. Polițiștii de la Brigada Rutieră, care se află peste tot, tocmai pentru a-i direcționa pe cei care nu știu încă și nu au aflat despre aceste restricții. Un număr record de forțe de ordine și de oameni ai legii pe străzile capitalei astăzi, pentru că a fost suplimentat numărul celor de la Brigada Rutieră București.